O să-l invit alături de mine pe domnul primar Ion Pragăț, pentru că dumneavoastră este un partener real care a susținut mereu orice inițiativă care a venit din partea organizației pe care eu astăzi o reprezint și pe care doresc să-l felicit. Vă sporește o comunitate de comună de la stată, în o timp de bine pe care a venit. Având în vedere că antevorbitorul meu de înainte era fiica mea, o să vorbesc mai puțin. Ce vreau să vă spun? Într-adevăr, sunt și mă mândresc, sunt de Comuna Bălăseacă și mă mândresc că sunt de Comuna Bălăseacă, că am alături de mine o comunitate numeroasă de rom și n-am făcut niciodată n-am zis niciodată ceva negativ de cei care au lucrat alături de mine de rom. Dacă vreți să știți, cred că sunt poate primul primar care a angajat un mediator școala de rom. Primul care a reușit să introducă în școli limba maternă. Sunt cel care am adus apoi mediator sanitar, asistent medical comunitar. Am angajat polițiști de etnie romă, funcționari de etnie romă. Deci am căutat să sprijin în orice mijloace legale comunitatea romă acolo unde trăiesc și unde am fost o viață întreagă profesor. Acum, dacă ar fi să vorbesc despre rom, despre istoric, sunt profesor de istorie și ar trebui să vă mai țin și eu vreo jumătate de oră. Așa că revenim la ceea ce vă spuneam despre comunitatea romă de la Bălăseacă. Trebuie să știți că în momentul în care acei copii au prezentat proiectul în fața dumneavoastră, avem emoții mai mari decât ei. Pentru că fiind profesor, parcă trăiam la maxim emoțiile pe care le trăiam ei. Și mă mândresc cu ei, mă mândresc cu faptul că această doamnă Oana Jeanu a venit în rândul nostru și a reușit să facă un exemplu de copiii noștri. Au obținut o rezultat care pe mine mă onorează și care am spus mă mândresc și sper că în continuare alături de romii de Bălăseacă să realizez lucruri cât mai bune. Trebuie să știți că am accesat proiecte și cu norvegieni, și cu suedezi, și cu finlandezi. Vă spun că la un moment dat am avut un proiect cu finlandezi și când am plecat la București, erau vreo 4-5 de români și când am ajuns acolo, eu așteptam vreo 10 de români pe aeroport la Helsinki și când m-au văzut, toți au început să strige, a venit primarul nostru, a venit primarul nostru. Pur și simplu l-a crescut pe ei, vă spun sincer. Pentru că așa am trăit întotdeauna împreună cu ei și de copil. Am avut colegi de etnie romă, apoi am avut elevi, o mulțime. Majoritatea elevilor astăzi în școlile de Comuna Bălăseacă sunt de etnie romă. Și întotdeauna eu am avut o bună colaborare cu ei. Foștii mei elevi, trebuie să știți că mă respectă și de câte ori trec ei pe lângă mine, mă salută cu respect și întotdeauna n-am avut o discuție așa cu dragul. La ăștia tineri care fug către țările greci, nu prea există totuși respectul ăla care era când care a fost inoculat de noi. Am avut recent o activitate organizată de profesoare de limba româniei undeva pe aici, pe Traslău. Și la care am participat cu mare plăcere și le-am spus că în momentul în care eram eu profesor în școală, alta era versiunea. Acum vorba e democrație și democrația asta e prost înțeleasă. Dar sperăm că de viitor
o să reușim să facem lucrurile cât mai frumoase la Valesia. Că ați văzut că am reușit în ultima perioadă să modernizăm acea școală, să o facem ca în Occident. Sper ca pe viitor elevii de Nierum, alături de elevii rom, să învețe cât mai bine și să devină modele pentru ceilalți în alte localități. Încă o dată vă urez multă sănătate și să avem un an care este, știți dumneavoastră, plin de evenimente politice, mai ales. Un an cu evenimente cât mai liniștite și să dea Dumnezeu ca după alegerile din toamnă, din iunie, de când o fi, să fim din nou împreună. Încă o dată sănătate și la Dumnezeu. Domnul Dumnezeu, pe mine, pe domnul Dumnezeu,